Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Suntem în această zi binecuvântată de Domnul aici în locașul de închinare și se cade, se merită să-L lăudăm pe El, glorificat să fie numele Lui. Am citit în această zi, iubiții Domnului, cuvântul acesta pe care l-ați auzit de atâtea ori, vestindu-se din El. Cuvânt de îmbărbătare, cuvânt care să vă motiveze pe dumneavoastră, ce trebuie să faceți pentru a putea fi într-o stare după Sfântă Voia Domnului, într-o zi de sărbătoare cum este astăzi. În această zi, noi sărbătorim și dorim să ne aducem aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Suntem la cina Domnului. Suntem părtași la această cină cu un gând. Auzeam poezie recitindu-se că noi nu avem alt gând decât să putem să fim odată cu El la cină, să ținem împreună cu El. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea. Amin. De ce să participăm la cina Domnului? De ce să participăm la cina Domnului? Poate ați auzit tot felul de vorbe. De ce să mă duc acolo? De ce să fac lucrul acesta? Să meargă alții. Eu nu vreau să mă duc. Aș vrea să ne uităm în textul care a fost citit în 1 Corinteni și aș vrea să ne uităm în capitolul 10. De ce să participăm la cina Domnului? Capitolul 10, versetul 17 ne motivează, unul din motivele cu care noi ar trebui să venim la cina Domnului. Să stăm aici împărtășiți unii cu alții. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 17. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Având în vedere că este o pâine aici, noi care suntem mulți, suntem un trup. Noi toți formăm un trup. Așa cum această azmă care este înaintea noastră, este un întreg. Dacă am rupe din ea o bucată, s-ar vedea că nu este întreagă. Dacă un trup n-ar avea unul din mădulare, cum ar fi el? N-ar fi întreg. Ar mai fi unitate în trupul acela? Nu. Iată un motiv de ce eu trebuie să particip la cina Domnului. Dacă mă consider un copil răscumpărat de Domnul, dacă fac parte din ce alege Dumnezeu, dacă doresc unitate, eu trebuie să fiu la cina Domnului. Pentru că îmi doresc să fac parte din acest întreg. Cum această pâine este un întreg, ea se va rupe în mai multe bucățele. Așa suntem noi toți. Noi suntem mulți aici, dar toți împreună formăm un trup, un întreg. Și aș vrea să fim călăuziți de Dumnezeu, plin de dorință în inimă. Vreau să mă duc la cina Domnului, pentru că vreau să fiu și eu în unitate cu frații mei. Să căutăm unitatea. De ce să particip la cina Domnului? Pentru că vreau unitate să fie. În poporul Domnului. De ce să particip la cina? În capitolul 11, versetul 26 spune: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, ce facem? Vestiți moartea Domnului până va veni El. Vestiți moartea Domnului. Iată că doar participând la această sărbătoare, fiind prezenți aici, dorind să fim și noi părtași la această sărbătoare, prin simplu fapt că venim și dorim și ne angrenăm în sărbătoarea aceasta, facem un lucru, fără să vorbim. Vestim moartea Domnului. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un alt motiv. Un alt motiv care
Mă motivează să vin la cina Domnului. Îl găsim scris în versetul 25, 24 și 25. Ultima parte a versetului, 24 și 25, spune: să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. De fiecare dată când venim la cina, la această sărbătoare minunată, ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, ne aducem aminte de prețul care El l-a plătit. Mai mult ca atât, îmi doresc ca Dumnezeu să ne întărească pe noi, să reaprindă noi dorul și dorința. Amin. Să dorim să fim și noi, când va veni El, la cina cea măreață, să fim și noi părtași. Dar dacă nu avem dorința aceasta în inimă, dacă nu vrem să fim aici un întreg, nu căutăm unitate aici, dacă nu venim cu gândul și cu dorința să fim aici una, dacă nu vrem să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos aici, credeți că atunci ne vom aduce aminte? Poate ne vom aduce aminte și vom vrea. Dar dacă nu, de aici noi nu ne-am străduit, nu știu cum vom participa noi atunci. Dacă dorim ca cerul să fim părtași în cer cu Dumnezeu, ar trebui de aici, ați auzit vorbele acestea, familia este un colț de rai. Dacă de aici noi nu plecăm cu gândul acesta, cu dorința aceasta, nu tânjim, nu se va putea face doar la... Nu, noi suntem angrenați într-un proces, în procesul acesta a pocăinței. Și nu îmi doresc altceva decât să căutăm în alergarea noastră pe acest pământ, să ne dăm silințele, să fim uniți. Îmi doresc ca în alergarea noastră să fim niște oameni cu aceeași direcție bună. Tot să vestim moartea Domnului, să ne împlinim trimiterea care Domnul Iisus ne-a lăsat-o. Duceți-vă și faceți. Noi trebuie să mergem să facem ceva. Dacă nu e aici, între noi nu este unitate. Dacă aici între noi nu este dorință de unitate. Dacă aici între noi nu este dorință să ne reamintim de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Credeți că vom putea merge mai departe să împlinim ceea ce Domnul Iisus ne-a dat ca însărcinare? Nu vom putea. De aceea zic, Doamne, binecuvântă-ne. De ce să vin la cina Domnului? Pentru că îmi doresc să fiu și eu odinioară, când va veni El, să fiu și eu la cina acolo sus. De ce să fiu la cina Domnului? Pentru că fac parte dintr-un popor, fac parte din cei aleși și vreau unitate. Vreau să pun și eu umăr. Făcând lucrurile acestea, nu facem altceva decât să vestim moartea Domnului. Bineînțeles că sunt motive și mai sunt multe alte motive de ce să participăm la cina Domnului. Dar doresc să rămân la acestea trei. Lucru care ar vrea să vi-l spun mai departe este că la cina Domnului nu putem veni oricum. Poate în săptămâna care a trecut, a trecut cum a trecut. Noi ne-am strecurat cum ne-am strecurat. Și venim aici și auzim motivele de ce să stăm la masă cu Domnul, de ce să participăm la cina Domnului. Și atunci se naște noi dorința aceasta, gândul acesta. Păi și eu vreau să am parte în împărăție la cina cu Domnul Iisus când va veni El. Și eu vreau să fac parte din poporul Domnului sau fac parte. Și caut și o unitate. Îmi doresc poate, dar într-o cantitate mai mică. Și se naște noi gândul să stăm la masă cu Domnul. Aș vrea să vă spun că nu putem sta la masă cu Domnul oricum. Vă spuneam că noi suntem angrenați într-un proces. Noi, în umblarea noastră, în călătoria noastră pe acest pământ, noi trebuie să vedem asupra minții noastre, asupra vorbirii noastre, comportamentului nostru. Când venim să stăm la masă cu Domnul, este adevărat că ne arătăm dorința noastră, dar nu putem veni oricum. Pentru că am citit în această zi, și dacă am fost aici prezent, și sigur am fost prezent aici, trupește, îmi doresc să fie auzit și ceea ce a fost la timpul de rugăciune și ceea ce ne spune cuvântul în această zi. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși.
Aș vrea venirea noastră la această sărbătoare să fie o zi a cercetării noastre. În 2 Corinteni, în ultima parte a capitolului acestei cărți, spune cuvântul Domnului astfel, și vreau să dau citire. 2 Corinteni, ultimul capitol, versetul 5. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi? Frații mei, în această zi am fost îndemnați de la timpul de rugăciune să ne cercetăm pe noi înșine. Dacă avem dorință în noi și dorim să stăm la masă cu Domnul, aș vrea să vă spun că nu se poate oricum. Trebuie să veghem asupra umblării noastre, asupra comportamentului nostru. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Suntem îndemnați în această zi, pentru că nu putem sta oricum la masă cu Domnul, să ne cercetăm pe noi înșine. Cercetarea aceasta, de multe ori, ne uităm în noi, vedem lucrurile slabe, vedem slăbiciurile noastre și doar le lăsăm acolo și spunem, Doamne, și atât. În această zi, aș vrea ca cercetarea aceasta a noastră să aibă în vedere o pocăință sfântă. Să aibă o pocăință care să ne facă să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul. Fie ca cercetarea aceasta să fie o cercetare atât a vieții noastre. Să fie o cercetare a relațiilor noastre care sunt. Să fie o cercetare a gândurilor noastre. Să fie o cercetare a intențiilor noastre. Cu ce intenții am venit la casa Domnului? Dacă n-am venit cu intenții bune să mă proștere înaintea Domnului și să-i spun, Doamne, mă pocăiesc în această zi. Vreau să fiu, sfințește-mi gândurile mele, intențiile mele. Relațiile mele. Venim înaintea Domnului și ne rugăm și cerem îndurare, cerem iertare. Și uităm de multe ori ceea ce spune Tatăl nostru, rugăciunea domnească. Și aș vrea să citesc din nou cuvântul Domnului. Un cuvânt care dumneavoastră îl știți. Matei, capitolul 6, versetul 12. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Suntem obișnuiți să venim cu prima parte a acestei cereri. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne! Și uităm că și noi trebuie să iertăm greșiților noștri. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere în privința aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne facem o cercetare. Amin, amin. Pentru că spune cuvântul, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Fiecare trebuie să se cerceteze pe el însuși. O cercetare a intențiilor noastre. Ce intenții avem plecând de aici? Cum sunt relațiile noastre cu cei din jurul nostru? Care sunt gândurile noastre care ne frământă mintea? Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta să ne cercetăm, să fim într-o stare după Sfântă Voia Ta. Un alt lucru care îl găsesc și aș vrea să ne ducem din nou în capitolul 10, versetul 21. Noi nu putem să stăm la masă cu Domnul, să participăm la această cină, dacă nu ne cercetăm pe noi înșine. Dacă nu, al doilea lucru, trebuie să părăsim mesele care nu sunt plăcute Domnului. Capitolul 10, versetul 21 spune astfel. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua masa, lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Iată că după o cercetare lăuntrică, noi trebuie să facem ceva. Trebuie să ne uităm la ce mese luăm parte. Mai folosim noi și spunem că este sângele Domnului. Am auzit de enorm cuvântul acesta. Mi-l spun colegii mei. Păi ce are? E sângele Domnului. Nu trebuie mult. Am auzit o întâmplare, spunea, că un pahar, că el a găsit că un pahar e de ajuns. Și mi-aduc aminte că în povestioara aceea
În fiecare loc, el intra și lua doar câte un pahar. Și intra dintr-un capăt al localității și până în celălalt, la câte locuri erau, nu lua mai mult un pahar. Când ajungea celălalt capăt, era gata. Frații mei, iubiții Domnului, la ce masă am stat noi până am venit în locașul de închinare? La ce masă am stat? Vrem să stăm, să avem parte de această binecuvântată zi, când va veni El, să putem să fim părtași la cină, împreună cu El. Ce pahar a fost înaintea noastră? La ce masă am stat? Spune cuvântul Domnului mai departe. La ce? Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Haideți să fim înțelepți, să vedem care este masa Domnului și care este masa dracilor. Versetul 22 spune astfel. Că noi trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Pentru că dacă nu vom ține cont de lucrul acesta, se împlinește cuvântul care este scris în versetul 22. Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Vrem să-L întărătăm pe Domnul la gelozie? Vrem ca Dumnezeu să fie împotriva noastră? Suntem noi mai tari decât El? Spune ultima parte a versetului. Nu, El le știe pe toate, le cunoaște. Un alt lucru care aș vrea să ținem cont când venim și dorim să participăm la masa Domnului. Pe lângă cercetarea care trebuie să ne facem, pe lângă că trebuie să ne dorim să stăm la masă cu Domnul și să căutăm să fugim de masa dracilor, de paharul dracilor, este că trebuie să fie o pocăință reală în dreptul nostru. Dar nu o pocăință doar în cât suntem aici, în locașul de închinare, ci să se facă o schimbare când plecăm de aici. Suntem aici, ne simțim bine și când ieșim, intrăm din nou în rutina în care noi suntem obișnuiți. Aceleași probleme, aceleași necazuri, aceleași obiceiuri, aceleași intenții, aceleași gânduri avea. Și de multe ori suntem duplicitari în slujirea noastră. Aici ne dorim și ne bucurăm în prezența Domnului și când plecăm, uităm de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Că ne-a iertat, ne-a curățit, că a plătit prețul pentru noi. Trebuie să ne pocăim, fraților, în fiecare domeniu din viața noastră. Trebuie să fim pocăiți când plecăm de aici, la serviciu. Trebuie să fim pocăiți în umblarea noastră, când mergem la cumpărături, la școală, știu eu. În toate domeniile în care noi avem de-a face, în toate activitățile noastre, noi trebuie să ne pocăim. Și îmi doresc ca lucrul acesta, Dumnezeu să ne dea putere să-L împlinim. Și un alt lucru care îl doresc este, și l-am reamintit, este să putem să refacem relațiile dintre noi. Nu numai că trebuie să ne cercetăm, nu numai că trebuie să deosebim bine masa Domnului și masa dracilor, paharul Domnului și paharul dracilor, nu numai că este nevoie ca noi să ne pocăim în relație, să ne pocăim în tot ceea ce facem, în activitățile noastre, plecând de aici. Un alt lucru care și este necesar ca pregătirea noastră să fie una plăcută Domnului, când venim să stăm la masă cu Domnul, este să avem relații bune unii cu alții. Se spunea de dimineață că desconsiderăm chiar pe cei din familia noastră. Pe cei care sunt în familiile noastre desconsiderăm. Când ar trebui ca să punem preț pe ei. Păi care e cel mai bun? Tu ești copilul meu. Nu? Ca și părinți, eu mă uit și încerc să fac lucrul acesta. Și îmi dau silința. Nimeni nu este mai bun. Tu ești bun. Du-te înainte. Nu contează, ai căzut, ridică-te, du-te mai departe. Și totuși se întâmplă contrar lucrul acesta. Îi desconsiderăm pe ei noștri, pe cei din familia noastră. Îi desconsiderăm pe cei care avem bucurii, ne bucurăm aici, avem plică de părtășie minunată. Și lucrul acesta nu este plăcut Domnului. Frații mei, iubiții Domnului, spune cuvântul Domnului, versetul 35, dacă ne-am judecat singuri,
N-am fi judecați. Noi n-am fost chemați să fim judecători. Noi am fost chemați să slujim. Noi am fost chemați să împlinim cuvântul Domnului. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ce înțelegeți dumneavoastră prin cuvântul slujitor? Prin cuvântul slujitor. Și aș vrea să vă răspund eu doar în mintea dumneavoastră, în locul dumneavoastră. V-ați dus cu gândul la lucrul acesta. Slujitor. Diacon, presbiter, știu eu, cântă în față în grupul de laudă și închinare. Slujitor. Dar dacă ar fi să cercetăm cuvântul acesta de slujitor, așa cum este el scris în limba greacă, vom vedea că cuvântul slujitor nu înseamnă așa decât rob, sclav. Da. Și uitați-vă la cei care slujesc înaintea dumneavoastră. Uitați-vă câte sacrificii se fac. Uitați-vă câte lucruri sunt peste ei, în slujirea lor. Noi toți suntem chemați la slujire. Noi toți formăm un trup. Noi toți trebuie să, în unitate, să facem doar ceea ce Domnul ne-a încredințat fiecăruia. Frații mei, aș vrea să vă spun că robul nu avea multe drepturi. Aș vrea să vă spun că sclavul nu avea multe drepturi. Aș vrea să vă spun că slujitorul nu are multe drepturi. Nu are. Are doar obligații. Dacă ieșim de aici și ne uităm pe scara care este de conducere în societate, vom vedea că deja devii un maestru, ai mai multe responsabilități, dar sunt și multe beneficii. Încrezi să vină partea financiară, statutul care îl ai, începe toate să crească. Urci mai sus, ești un inginer. Responsabilități mai mari, mai multe beneficii financiare, mai multe privilegii. Urcând treapta aceasta, încep să vină beneficiile. Ar vrea să vă gândiți la lucrurile care se întâmplă pe partea aceasta a bisericii, în modul slujirii. Cu cât intri în lucrare, cu cât începi mai multe sacrificii, mai multă alergare, mai multă dorință de a face și toate lucrurile acestea te costă, te consumă pe tine. Zic ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere. Îmi place așa de mult versetul de aur care a fost citit în această zi, recitit de fapt, spus de copii. În urma veștii pe care Pavel a auzit-o despre biserica din Tesaloniceni, spune că el s-a bucurat și spune cuvântul, da, acum da, trăim. O veste bună. Dă un motiv să trăiești. O veste bună, un cuvânt bun. Ca și slujitor. Auzi tot felul de cuvinte, auzi tot felul de vorbe. Și totuși, pe lângă problemele care sunt, trebuie să le faci și pe acestea. Este adevărat că nimeni nu ne obligă să facem lucrul acesta. Dorința din inimă, dorința de implicare mai mult în lucrare, ne face de multe ori să trecem peste acestea. Și să ne bucurăm de rezultatul efortului nostru. Spun lucrul acesta pentru că îmi doresc ca într-o vreme ca aceasta să ne judecăm pe noi înșine. Așa cum spune cuvântul, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecat. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Frații mei, doresc să mă apropii de încheiere și aș vrea doar să vă readuc aminte că noi trebuie să participăm la cina Domnului. Trebuie să fim motivați de dorința unității. Trebuie să fim motivați de dorința că va veni o zi când vom sta la masă cu Domnul. Trebuie să fim motivați să stăm la cina Domnului. Pentru că noi suntem un întreg.
Și noi toți trebuie să avem o direcție. Nu putem veni oricum la cina Domnului. Noi trebuie să ne facem o cercetare a noastră, o cercetare în toate domeniile noastre, în toate gândurile noastre, în toate activitățile noastre. Să stăm înaintea Domnului și spunem, Doamne, privește cu îndurare. Doamne, iartă, Doamne, îndură-te Tu, Doamne. Noi trebuie să tânjim după o pocăință reală. O pocăință nu numai când sunt aici în locașul de închinare, o pocăință în toate activitățile, în toate intențiile mele, în toate gândurile mele. Și totodată, să căutăm să ne refacem relațiile noastre. Dacă noi nu putem să ne binecuvântăm unii pe alții, cu siguranță Dumnezeu nu ne va binecuvânta. Este de datoria noastră să ne uităm cum este relația noastră pe orizontal. Și după aceea ne uităm la relația noastră pe vertical. Zic, Doamne, dă-ne înțelepciune și pricepe la aceasta. Amin.